Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Ungur, iar astăzi misiunea mea este să realizez harta aeroporturilor din România. Cum pot face acest lucru? Cel mai simplu este cu ajutorul Google Maps sau Google Hărți. În primul rând, trebuie să fiu logat în contul meu. Unde pot verifica acest lucru? În partea dreapta sus trebuie să apară iconița cu numele meu și datele contului meu. Dacă nu sunt logat, nu am altceva de făcut decât să mă loghez în contul meu. Apoi, merg în partea stânga sus, la acele trei linii paralele, fac click pe ele și mi se deschide un meniu nou. Aici trebuie să accesez opțiunea Locațiile dumneavoastră. Odată accesată această opțiune, îmi va apărea un alt meniu unde am opțiunile Etichetate, Salvate, Vizitate și Hărți. Această opțiune de hărți mă interesează pe mine și apăs în partea inferioară Creați o hartă. Mi se va deschide în browser o fereastră nouă. Iată, s-a deschis o fereastră nouă. Harta pentru moment poartă numele de hartă fără titlu. Dacă fac dublu click pe ea sau un singur click stânga, mi se va deschide fereastra pop-up unde pot adăuga titlul și descrierea hărții. Voi pune aici harta aeroporturilor din România. Descrieri voi lăsa momentan fără descriere și apăs salvați. Iată, din start am un strat. Un strat ce înseamnă? O serie de elemente grupate într-un tabel. Pot avea mai multe straturi, pentru că, spre exemplu, pot crea o hartă mai complexă a transporturilor, unde să am și aeroporturi, să am și porturi, să am și gări importante, să am noduri feroviare, să am importante noduri rutiere, dar ceea ce doresc eu să reprezint pe harta mea. Eu voi merge pe un singur strat acum, stratul unde am aeroporturile și voi face click aici unde scrie strat fără titlu, click stânga și voi pun numele aeroporturi și apăs salvați. Următorul pas este să adaug aeroporturile în acest strat. Da? Am stratul meu deja selectat, vedeți, este selectat cu această bifă în partea stângă. În barea de căutare pot scrie numele unui aeroport din România. Aeroportul Băneasa, spre exemplu. Iată, și mi-apare aeroportul București-Băneasa. Fac click pe acest rezultat. Mi-a apărut. Apăs opțiunea Adăugați la hartă și se va adăuga împreună cu aceste detalii pe care le-a preluat de pe Google Maps. Fac click pe Adăugați la hartă, după care pot să selectez pictogramă. Am aici această opțiune Aplicați stil, dau click pe ea și apoi fac click pe mai multe pictograme pentru a selecta pictograma cu un avion. Și merg aici în secțiunea de transport și văd aici pictograma unui avion, apăs OK. Pot și selecta chiar și culoarea pe care o să aibă această pictogramă, iată, o pot pune în galben. Și văd că în partea stângă s-a adăugat în stratul meu acest aeroport. Bun. Dacă dau zoom out sau depărtare, pot vedea cum arată acest punct pe harta mea. Iată, pictograma mea și culoarea galben. După care voi scrie aeroport Cluj-Napoca și iată, mi-apare aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca. Din nou cu aceeași opțiune, adăugați la hartă, selectez pictograma la aplicat stil, îmi apare iată deja pictograma avionului la alte pictograme și pot folosi din nou culoarea galben sau altă culoare. Voi lăsa, spre exemplu, aici pe albastru. Da? Dau din nou zoom out sau depărtare și văd că am deja două locații adăugate pe hartă. Veți vedea că, iată, când fac click în partea stângă pe aeroporturile mele, la detalii în tabel, deja mi s-au adăugat detaliile preluate de pe Google Maps, ce cuprind adresa aeroportului, pagina web,
numărul de telefon, ceea ce este foarte bine pentru că am detalii suplimentare referitoare la acestea. Mai adaug încă unul, scriu aeroport Sibiu și iată, mi-apare aeroportul internațional Sibiu. Îl adaug și pe acesta la hartă, selectez pictograma, voi pune de această dată portocaliu. Bun, cum fac să salvez această hartă? În primul rând, o pot salva în contul meu de Google Maps. Ea se salvează automat odată ce lucrez. Eu, dacă închid acum pagina, ea îmi rămâne salvată în contul meu. Pot să copiez această hartă, să deschid o altă hartă, să o mut în coșul de gunoi, să o încorporez pe site-ul meu, să obțin codul embedded, să o export în KML, KMZ. Asta dacă vreau să o folosesc în alt program de cartografiere și vă arăt imediat cum se procedează. Apăs exportați în KML, KMZ și astfel o pot folosi în alt program de tip ArcGIS. Toată harta sau doar stratul aeroportului, voi merge pe stratul aeroportului, spre exemplu, și apăs descărcați. Îmi cere locația unde vreau să salvez acest fișier, îl voi salva în documente. Și iată, voi merge, îl voi afișa în dosar și îl voi deschide cu Google Earth Pro. Voi deschide acest fișier cu Google Earth Pro și veți vedea că automat îmi va adăuga în locațiile mele de pe Google Earth Pro aceste aeroporturi. Și iată cum arată pe Google Earth Pro locațiile mele. Da? Practic, am cele trei locații adăugate de mine, cu numele și detaliile asociate acestora. Așa putem adăuga un strat nou pe Google Maps. Sigur că avem mai multe opțiuni, da? Avem adăugați marcatori, așa cum am făcut eu mai devreme. Putem adăuga chiar un contur, spre exemplu, desenând o linie, putem adăuga conturul sau granițele României. Apăs adăugați linie sau formă, dar mai întâi va trebui să introducem un strat nou. Ca să nu-l introduc în stratul aeroporturi, merg în partea stângă și apăs adăugați un strat. Da? Și îl voi denumi contur România. Apăs salvați. Și apoi încep să trasez punctele. Acum depinde cât de exact vreau să fiu. Dacă vreau să fiu foarte exact, mă apropii foarte mult și merg fix pe graniță. Dacă nu, pot să fiu cumva aproximativ. Eu de această dată voi merge rapid și vă voi arăta cum funcționează. Nu va fi ceva foarte precis, dar o facem ca un exemplu. Iată și trasez din punct în punct. Când voi ajunge la capăt, dacă fac click pe punctul de început, se închide cu un poligon. Și îi voi pune aici contur România. Voi pune aici contur aproximativ la descriere. Apăs salvați. Din nou, pot adăuga și acestea o culoare. Le pot pune pe verde și pot stabili și transparența lui. Pot face să fie foarte transparent și lățimea marginii. Observați, așa arată conturul adăugat de mine. Pot de asemenea să măsori distanțe sau suprafețe, inclusiv suprafața poligonului meu. Iată, mi-arată că are 236.303 km pătrați și un perimetru de 2.167 de km. Și pot face cu ajutorul acestui contur chiar și o comparație. Spre exemplu, pot să compar forma și conturul României cu cea a Ucrainei. Iată, făcând click pe selectați elemente, iau conturul meu și îl pot muta. Și pot compara cu forma și suprafața ocupată de alt stat. Observați, România are o suprafață mult mai mică decât Ucraina. Pentru a mă întoarce la pasul anterior, din tastatură, Ctrl și Z ținute în același timp și îmi duce înapoi conturul meu. Și pe acesta îl pot salva, da? Din exportați. Toată harta sau aleg un anumit strat sau îl pot printa. Pot printa harta. Prin opțiunea printați harta de la cele trei punctulețe, printați harta, tipul voi pune A4, portret sau peisaj, peisaj,
tipul formatului PDF sau imagine. Voi pune PDF și iată cum arată harta mea pe care o printez. Are inclusiv legendă, da? Scrie în stânga aeroporturi și îmi scrie cu galben aeroportul București-Băneasa, cu albastru aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj, cu portocaliu aeroportul internațional Sibiu, iar pe verde contur România. Dragilor, vă propun și vouă să realizați o hartă tematică. Eu vă propun să realizați harta porturilor fluviale și fluvio-maritime din țara noastră. Vă doresc succes în rezolvarea acestei sarcini de lucru și vă aștept data viitoare la un nou tutorial educațional în limba română. La revedere și o zi cât mai frumoasă!